Foarte important, la care am meditat mult, un mesaj intitulat Legătura dintre Potop, Sodoma și Apocalipsa. Eu am mai adăugat la titlu Babilonul Apocaliptic. Legătura dintre Potop, Sodoma și Babilonul Apocaliptic despre care Biblia ne vorbește. Și ca bază, ca text de bază. Avem un text din 2 Petru. Apostolul Petru, cel pe care Hristos l-a desemnat să îi conducă Biserica în primul secol, și mulți, sau multe biserici se bat și astăzi pe succesiunea apostolică, da? de aceea catolicii zic că ei zic că l-au pe Sfântul Petru sau o parte din Sfântul Petru. Uh, îngropată undeva într-o biserică din Roma. San Pietro este celebra catedrală catolică. Eu cred că succesiunea apostolică, Hristos, n-a dat-o unei anumite biserici de pe pământ. Eu nu cred că succesiunea apostolică este la ortodoxi sau la catolici sau la pentecostali în exclusivitate sau la baptiști. Eu cred că succesiunea apostolică este acolo unde Duhul Sfânt își găsește plăcere în credincioșii Lui. Amin? Puteți să ziceți amin la asta? Sunteți de acord? Și nu că o spun eu. Dacă biserica Anglican a fost în război cu biserica catolică pe succesiunea apostolică. Dacă biserica Răsăriteană a fost în război, schisma de la 1054, da, biserica de răsărit din care se trage ortodoxia și biserica catolică au fost în război din 1054, marea schismă în care biserica s-a împărțit în două. Prima mare rupere sau ruptură a creștinismului s-a produs în 1054. Apoi în 1500 40 și ceva apare Martin Luther care creează o mare răzmeriță în Biserica Catolică și apar reformații, luteranii, protestanții, mai târziu neoprotestanții. Însă, repet, cea mai mare greșeală ar fi fost ca Dumnezeu să dea succesiunea apostolică unei denominațiuni. Duhul sfânt în de cursul secolelor, a ales peste cine să pună ungere. Și a pus-o slăvit să fie Dumnezeu. Și cred că Duhul Sfânt a pus-o și aici. Amin? Glorificat să fie El. Ok, avem uh, textul acesta care este șocant din 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 4. Mădălina a fugit, te rog frumos. Uh, ok, se tot sting pe aici uh, monitoarele, dar e ok, cineva vrea să... Împiedice să vedeți versetele. Uh, ok, merg acum, da? Super. Nu merg. Domnul să lucreze, să mustre orice piedică. Amen? Uh, da. Oricum, ferice de cei ce au Biblie. Că cei vor vedea versetele. Glorie Domnului. Cum a spus fratele Ghezo, el a crezut că ferice înseamnă uh, fugi de, știi? Da, nu înțelegea fericirile în limba română, cum de uh, ei au fericirile cu fugi de... Apropo, să vă zic o fază, uh, lucrez ceva uh, în construcții, o amenajare și um, în regim propriu, să zic așa, și am un muncitor pe care îl cheamă Feri și Feri îl cheamă și da... Și eram acolo la construcție, și la un moment dat Feri punea pe foc gunoaie. Și a pus un spray de la atât. A pus Feri al meu sprayul de spumă care se golise, l-a pus pe. Eu eram undeva la o distanță oarecare de, să zic, vreo 5 metri de foc. Când a bubuit odată, era să-mi zboare pantalonii de pe mine am simțit un suflu atât de puternic. Mi-a ridicat un pic pantaloni așa, pe, a intrat suflul ăla pe la glezne și mi-a ridicat pantaloni. m speriat de n-am mai putut. Și mi-am adus de unul ferii, care nu prea înțelegea limba română, și a fost pus paznic la un depozit de motorină. Și pe un depozit scria, a se feri de foc. Și feri al meu când a citit a zis, așa feri, dă foc. <laughs> Și le-a dat foc! știi, Feri nu prea știa limba română. Și uh, asta a fost cu ferii. Eu am pățit-o, v-am spus, personal, a pus feri al meu spreiu pe foc, de au lătrat câinii din tot cartierul ăla uh, uh, cel puțin o oră. Da, închid paranteza și a revenit. O, vedeți, dacă și râdem și ne simțim bine, își revine și uh, partea tehnică. Ok. Și citim uh, din textul acesta pe care îl avem în 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 4 în jos. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legat cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți șapte inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Dacă a scăpat el pe neprihănitul Lot care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Până aici, cuvântul Domnului. Oameni buni, în cele 1, 2, 3, 4, 5 versete pe care le-am citit, avem trei judecăți majore din Sfânta Scriptură. Prima judecată este una care nu s-a întâmplat pe pământ. Este o judecată cosmică, dacă vreți. N-a avut loc pe pământ. Versetul 4, Mădălina, te rog frumos, da? 2 Petru 2 cu 4. Este o judecată care a avut loc chiar înainte de crearea pământului, după uh, părerea celor mai mulți teologi și, uh, și după părerea mea, pentru că vedem la crearea uh, pământului și la crearea omului și la crearea grădinii în care Dumnezeu l-a pus pe om și uh, uh, la crearea femeii, uh, Dumnezeu îl așează pe Adam acolo în mijlocul grădinii, îi dă femeia în pază, îi dă grădina în pază și cineva la școala de predicare m-a întrebat, dar de cine să o păzească? De cine trebuia să o păzească? Că Dumnezeu zice clar, să o păzești, de cine? De diavol. Deci diavolul deja ce? Exista. Asta înainte de crearea lumii, da? Pentru că eu cred că cele șapte zile din scriptură sunt șapte zile pământești. Unii zic, domnule, o zi uh, ar fi uh, un secol sau un mileniu că n-ave cum Dumnezeu să creze. Nu, oameni buni. Dacă Dumnezeu zice zi, e zi. O rotație a Pământului, da? O mișcare a Pământului de rotație și de revoluție, a este ziua. Da? Sunteți de acord cu mine? Ok? În, șapte zi... în șase zile a creat Dumnezeu. Totul și în a șaptea zi s-a odignit. Diavolul și cu demonii lui, o treime din îngeri, da? Și vom vedea că din treimea de îngeri, o parte sunt îngerii legați și o parte sunt Daimonion. Și vom vedea de ce. Este foarte interesant cuvântul Domnului, că se găsește în Scriptură. Uitați-vă în versetul 4, în această judecată care s-a întâmplat în, 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 în împărăția lui Dumnezeu, în, în locul acela al perfecțiunii, s-a întâmplat o răzmeriță. Și ne mirăm că au loc răzmerițe în biserică. Sunt unii șocați când mai scot pe câte unul din grup. Dar ce s-a întâmplat? Și le zic, dacă s-a întâmplat în cer, se întâmplă și la noi. Răzmerițe, rebeliuni, duul de rebeliune este în lume. Și este de multe ori și în biserică și atacă și în biserică. Și le... dacă, dacă uh, uh, Duhul ăsta de rebeliune, dacă această stare de rebeliune s-a născut în inima unor ființe perfecte, cum erau îngerii și Lucifer, îngerul de lumină, vă dați seama de multe ori ce se petrece în mintiuca omului, care este țărână. Este țărână. Zice, uitați-vă aici... Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe ungerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, în, în original, în greacă, este Tartar, da? în locuința demonilor, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Și întrebarea mea și întrebarea ta, întrebarea noastră ar trebui să fie de ce Dumnezeu n-a legat în Tartar toți îngerii căzuți, rebelioși? De ce doar o parte? Și avem răspunsul în scripturi. Cineva a ridicat mâna. Bravo, Cătălin, Dumnezeu să te binecuvinteze că știi. Exact, bravo frate Cătălin. Uite un om care știe scripturile, da? Exact, dacă Dumnezeu ar fi ales să-i lege pe toți imediat după rebeliunea aceea, ar fi trebuit, da, într-adevăr, pe toți să-i lege, să-i arunce în adânc. Și atunci n-ar mai fi existat demoni. E adevărat, da sau nu? Însă, tot Cuvântul lui Dumnezeu ne lămurește și ne spune, așa cum a spus și fratele Cătălin, dă-te rog în Iuda 1 cu 6, ideea aici, apostolul Iuda, eu v-am spus de foarte multe ori, Biblia se explică pe ea însă și sunteți de acord cu mine? Biblia se explică. Dacă nu înțelegi ceva din Scripturi, unde trebuie să te duci? Tot la Scripturi să cauți, să răsfoie să citești. Și vedem aici, în Iuda 1 cu 6, zice, El a păstrat pentru judecata și atenție, în Biblia voastră puteți să subliniați judecata zilei celei mari. Pentru că atenție, atenție, tot o întrebare pe care am primit-o zilele trecute m-a trimis spre cercetare, și astăzi mi-am adus aminte de întrebarea aceasta a unui student de la școala de teologie, de predicare. Zice, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vreșnicia și, după virgulă, urmează esența, esența și răspunsul nostru, ci și-au părăsit locuința. Și au părăsit locuința. Aici, în greacă, locuință, este ați părăsi, atenție, pentru că demonii sunt ființe care călătoresc. Ele nu sunt ca oamenii, ele călătoresc pe verticală, pe orizontală, în spațiu, ele călătoresc în spirit. Dar în noi, în oameni, pot locui duhuri. Sunteți de acord cu mine, da sau nu? Cine zice că în oameni pot să locuiască demoni? Cine a zis-o? Prima oară cine a zis-o? Clar, Hristos! Hristos a semuit în Matei 12, a semuit omul cu o casă în care pot locui și demoni. Sau demoni. Și a zis, când o, când o casă este măturată, curățită, când un om face curat în viața lui și scoate demonii, și uh, scoate demonul acela. Demonul iese, caută alți șapte dragi mai puternici și se întoarce la casa lui care este omul și o cucerește și starea din urmă e de șapte ori mai rea. Știți de ce ajunge de șapte ori mai rea? Pentru că omul nu l-a pus pe Hristos acolo. Pentru că omul s-a luptat să fie moral. de eu nu cred în moralitatea mea. Eu cred în moralitatea lui Hristos. de eu nu cred în moralitatea ta. Vin unii și zic, da, domnul Toni, dar eu pot să fiu moral ca așa vreau eu. Eu mă las de tutun, de țigări, de alcool, de droguri, că vreau eu și prin puterea mea. Și eu le atrag atenția și le aduc un avertisment. Dacă nu te cureți prin Hristos și nu-L pui pe Hristos, Săpân peste viața ta, aste te lupți cu curvia, da? Mâine vei, fi, vei avea toate patimile curviei în tine. Mâine o să fii cel mai spurcat și nenorocit om. De ce? Pentru că ai luptat prin puterile tale. Da, ai putut, o lună, două, trei, un an ai putut să-mi vinci curvia. Nu ți-ai mai sunat amantele, n-ai mai sunat la, la prostituate, nu te-ai mai uitat la prostituție, la uh, pornografie, n-ai mai făcut toate urăciunile astea. Te-ai luptat, te-ai obținut prin puterea ta, dar tu ai întărâtat dracii și nu ai pus protecția de draci peste tine. Și protecția, singura protecție care rezistă e numele lui Isus Hristos. de ales le spun oamenilor, nu vă mai luptați fără Hristos. Nu există moralitate și eu am întâlnit exemple și modele toniți arăt. De-aia toate religiile astea care vin cu o moralitate nu fac altceva decât să împlinească această tragedie pe care Isus o prezintă. Budismul, taoismul, yog, yoginismul, toate, toate, toate formele astea de închinare care te cheamă la o curățire și zic curățește-te, prin puterea ta tu poți. Chiar ascultam astăzi pe cineva că diferența dintre creștinism, ezoterism și vrăjitorie este, sau ocultism este că în timp ce creștinismul îți zice Hristos în noi nădejdea slavei. Hristos poate în tine, îți dă soluția unui Dumnezeu a toate știutor, a tot puternic, omniprezent, care poate lupta cu singurul și cel mai puternic dușman al omului, diavolul, singurul zic pentru că El este Cel care ne învrăjbește și ne aduce în firea păcătoasă toate nenorocirile astea? Și celelalte, yoga de exemplu, la yoga ți se zice, tu ești Dumnezeu, tu ești, în tine este puterea, meditează, ai o forță extra, mindfulness, ați auzit, mintea ta este atât de puternică încât poate face lucruri extraordinare. Tu poți, bazează-te pe tine. Și Hristos îmi zice, ești un, un prăpădit care dacă îl scoți pe un drag mai vin șapte. Și cum să cred în yoga? Cum să cred în mindfulness care mă, care mă ridică pe mine la rang de Dumnezeu? Când eu sunt o biată ființă de nu poate să luptă nici cu un drag. Ok, repet, îl pot da afară pe unul mai slăbuț așa îl dau afară, de multe ori au venit la exorcizare și uh, 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 a venit o soră care, slavă Domnului, e în mijlocul nostru și are familie aici uh, uh, și ea a venit la biserică era un duh obraznic de mult timp peste ea și când am, am ce să ne rugăm, neștiind ce este peste ea, la mine și zice sunt o legiune dar Duhul Domnului îmi descoperă și îmi zice nu, e un drac mic neputincios care se dă mare Exact așa mi-a zis Duhul Sfânt. Și am zis, drac, obraznic, ești mic, ești prăpădit, ești singur, ești afară în numele Lui Isus Hristos. S-a uitat la mine, a sâsâit și a ieșit glorificat să fie Dumnezeu. Slavă Lui! Slavă Lui! Glorie Lui Isus Hristos. Da, găsim și legiuni, găsim și dragi mai puternici, găsim și cârdăși de demoni în oameni. Dar Duhul Sfânt ne descoperă cât sunt, cât trebuie, numiți și scoși afară. Duhul Sfânt, lucrarea asta se face prin Duhul Sfânt. Da, aia fii ai lui Șeva sunt mulți azi care s-au șmecherit și fiul lui Șeva, oameni buni. Au și fiul lui Șeva niște urmași, ei nu mai scot draci, că le frică, că și-au bătaie. Și știi ce zic fiul lui Șeva? Nu mai scoateți mă, că vă luați bătaie. Dar știați fiul lui Șeva care n-au Duhul, care nu lucrează prin Duhul, nu mai scoateți mă, că nu mai există. Așa, nepoții lui Șeva, <laughs> știi? Nu pune mâna că se ia, stră, stră nepoții lui Sheva. Ați înțeles? Ăștia sclanul lui Șeva, fiul lui Șeva, nepoții lui Șeva, stră, stră nepoții lui Șeva, care ei n-au Duhul, ei n-au puterea Duhului, n-au numele lui Hristos peste ei și în ei. Ci ei se sperie de Duhul, nu scoate, nu mai există. mai sunt niște stră, stră, stră alți nepoții a lui Șeva care țin trena demonilor. Și, repet, v-am mai zis, nu există. Ce lucrare faceți voi? ca așa ceva nu mai există. Ba da, eu am citit toată Biblia. Cine a mai citit toată Biblia? Mâna sus. Sunt câțiva care n-au citit-o pe toată, vă recomand. Eu am citit toată Biblia și la sfârșit, la sfârșitul Apocalipsei am văzut că demonii sunt legați și aruncați în iad. Vă întreb un lucru, s-a împlinit toată Biblia, da sau nu? Tare, s-a împlinit sau nu? Eu văd că la sfârșit, ați văzut și voi că la sfârșit toți demonii împreună cu diavol, cu fiara, cu antigristul, cu toți sunt luați și aruncați în iazul de foc. Cine a văzut asta? Deci n-am ajuns acolo astfel încât toți demonii să fie legați, făcuți așa cu lanțul și aruncați în, 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 în focul cel veșnic. Ei nici măcar nu sunt în iad acum. Biblia îmi spune că o parte dintre îngerii rebelioși sunt daimonion, adică demoni care lucrează, și o parte sunt îngerii legați. Și așa cum ne-a spus fratele Cătălin, da, este foarte adevărat că acești îngeri legați sunt cei care și-au părăsit atenție, natura, locuința și au luat trupuri de oameni conform scripturii. Îngerii pot să se întrupeze, da sau nu? Dați-mi exemple de îngeri care s-au întrupat în scriptură. Cine? Geneza, capitolul 6. Aia sunt îngerii... M-a contrazis un uh, pastor de curând. Nu, Toni, asta e o supoziție. Nu e o supoziție, este o realitate. Dați-mi exemplu de îngeri buni care s-au întrupat. Ai zis, Sodoma, da? Ăia erau îngerii lui Dumnezeu. S-au uh, întrupat în carne și au venit la uh, lot în carne, da sau nu? Au trecut pe la Avram, erau în carne, erau... Că de-aia ăștia voiau să îi... Violeze, permiteți-mi expresia, să-i abuzeze, că erau bărbați. Exact, eh, exact. când s-a bătut Iacov cu Îngerul Domnului, nu s-a bătut cu un Duh, cu Vântul. Sorinovidiu Vântul. S-a bătut cu un Înger care era întrupat. Îngerul i-a dat la coapsă, Iacov a șchiopătat toată viața lui. Știți istoria. Deci au fost, uh, au fost exemple în scriptură în care Îngerii s-au încarnat. Demonii știu că dacă ar îndrăzni să se încarneze, de -aia demonii nu se mai încarnează astăzi. Pentru că ei știu că este o lege a lui Dumnezeu. Orice drac încarnat este legat și aruncat automat în adânc. Mă auziți? Pentru că ei au făcut odată asta în Geneza 6. Au făcut odată asta, s-au încarnat, au coborât și și-au luat dintre fetele oamenilor, au produs o rasă hibrid. Da? care au început să aducă nenorociri, silnicii, violențe și tot felul de, de lucruri pe pământ, Dumnezeu a trebuit să radă printr-un potop toată populația în afară de câți oameni? Opt oameni. Asta e realitatea Scripturii. Apropo, știați că în uh, papirusurile lui, Ga lui Gilgamesh există uh, potopul, descris potopul, cu Noe, cu persoanele care au intrat în Corabie, cu Corabia, cu populația dinainte de potop. Deci este o scriere, atenție, chiar mai veche decât uh, uh, Biblia, da? o, o, o scriere sumeriană în care se găsește potopul. Da? S-au mai descoperit imagini în China cu uh, o corabie care era deasupra apelor, cu câteva persoane și animale în corabia respectivă și chiar sculpturi cu această uh, înfățișare. Așadar, potopul a fost real, iar cauza a fost aceasta. Pentru că altfel nu se explică nici Iuda 1 cu 6 și nici 2 Petru 2 cu 4. Nu se explică. De ce Dumnezeu din treimea aceea a legat o parte din demon și o parte a lăsat-o liberă? De ce? Explicația este exact cea pe care v-am spus-o, da? Mai ales că uh, avem uh, alte explicații în scriptură. Una dintre, dintre întrebări care mi s-a pus este frate Toni, dar ce îngeri Fiți atenți, întrebare inteligentă și omul ăsta e printre noi. <laughs> un băiat deștept. Îmi pune întrebarea, dar ce îngeri vor fi dezlegați în Apocalipsa 9? Ce îngeri vor fi dezlegați? Ați, ați citit Apocalipsa nouă? Cine a citit Apocalipsa nouă? Hai să citim un pic, duceți-vă da, în Bibliile voastre la Apocalipsa nouă, dau și eu, la Apocalipsa 9, cu versetul 1, 2, 3 și citim. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care a căzut din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Steaua care a căzut din cer pe pământ, ce este steaua? Dă la 1. Ce este steaua care a căzut din cer pe pământ? Îngerul. Voi vă dați seama că poate odată când te uiți la cer și vezi așa vreo cometă, s-ar putea să fie slava unui înger care coboară pe pământ. Deci în, în, ceea ce Ioan a văzut, el a văzut o stea coborând pe pământ. Și lumina stelei, de fapt, era lumina slavei unui înger care a coborât pe pământ cu o misiune. Oameni buni, e Biblia sau nu e Biblia? Florine, te văd așa, șocat, stai... Ce te întrebi? o fi din Biblie, nu o fi din Biblie? Da, luați-vă Bibliile la voi, da? E important să vă luați Bibliile la voi. Zice, a văzut o stea, ciuf, ca o cometă care a căzut pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Care fântână adâncului? Tartarul. Adâncul unde sunt legați demoni. 2 Petru 2 cu 4 ne spune că Dumnezeu a legat niște draci niște dragi puternici de violență care cândva s-au încarnat și au făcut prăpăd și Dumnezeu la scurt, timp a dat, la scurt timp au durat, vreo 100 și ceva de ani se zice că 120 de ani ar fi durat până când noi a terminat corabia, a durat o perioadă, acele duhuri de dragi au fost legate și aruncate într-o fântână, în adânc, în întuneric și atenție, dă-te rog frumos înapoi la 2 Petru 2 cu 4, nu, nu, nu la Iuda 1 cu 6, când zice Iuda 1 cu 6, sunt legați pentru, pentru ce? Judecata zilei celei mari. Iuda ne zice, ei sunt legați pentru judecata zilei celei mari. Ceea ce ne dă libertatea și un indiciu să credem că este vorba despre ziua în care Dumnezeu va judeca pământul. Ați înțeles? Ziua, că se zice ziua, Ziua judecății celei mari. O zi există cât timp există Pământul. E adevărat, da, sau nu? Vă mai întreb o dată. O zi, 24 de ore, există cât timp există Pământul. E adevărat, da, sau nu? Vreau să vă spun ceva. La judecata de apoi nu vor mai exista zile pentru că nu va mai exista Pământ. E adevărat, da, sau nu? Nu mai există nici rotație, nici revoluție. Nici mișcare de rotație, nici mișcare de revoluție. Dar Pământul nu mai are nici așa și nu mai are nici așa. Gata cu zilele. Gata cu zilele. Și zice Apocalipsa 20 că pământul le-a fost luat de sub picioare. Adică pământul n-a mai existat. În ziua judecății. Da? Și atunci, întrebarea este: ce demoni, o mai pun o dată, ce demoni au fost dezlegați din adânc? Pentru că demonii, demonii ăștia cu care ne batem noi astăzi, sunt liberi și vor fi liberi și atunci. E adevărat da, sau nu? Și atunci, în adânc, în tartar, sunt legați demonii de la potop. Și Biblia îmi zice că un înger va cădea cu cheia adâncului, cheia adâncului despre care ne vorbește 2 Petru 2 cu 4, zice sunt închiși în adânc, în tartar, îngerul va cădea și ne și spune că au fost scoși din lanțuri. Da? 2. Și a deschis Sfântâna Apocalipsa 2 9 cu 2 și a deschis fântâna dâncului din fântână, s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzuhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpile pământului. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământul și nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pe cetea lui Dumnezeu. Voi vă dați seama că dracii ăștia așteaptă cu o foame incredibilă să chinuie Oamenii, eu vă pun o întrebare. Voi ați vrea să fiți chinuiți de dracii ăștia? E cineva aici care are curaj să ridice mâna să zică da, domnule, eu vreau să fiu chinuit de dracii ăștia care vor fi deschiși din adânc. Vă spun un lucru. Când dracii ăștia vor fi eliberați din pământ, din, din, din locul unde sunt ei acum, că sunt duhuri, și ei sunt închiși într-o închisoare a duhurilor, numai Dumnezeu îi poate ține legați ca să înțelegeți și ce putere are Dumnezeu. glorificați i fie numele, amin? Să înțelegeți și ce forță are Dumnezeu. Dacă El are lanțuri pentru cei mai înfiorători, dragi. Dacă El are lanțurile, El are cheia. Și zice, li s-a dat putere... Nu să-i omoare, versetul 5, Apocalipsa. Li s-a dat putere, nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. Oameni buni, de -aia Dumnezeu a dus potopul și a nimicit tot. Pentru că dracii ăștia încarnați aveau o forță. de -aia, zice Biblia că atunci erau urii, uriași. Mulți zic, da, domnule, dar uriași au existat și după aceea, că uriașii fiului lui Anac. Nu erau aceiași uriași. Ascultați-mă bine, nu erau aceiași uria uriași. Era o genă umană rătăcită undeva pe pământ, care s-a ascuns undeva în, atenție, sămânța celor șapte, opt, da? Exact. Era o sămânță ascunsă undeva între cei opt, trei fii ai lui Noe, da? Cu soțiile lor, era o genă undeva ascunsă de făptură mare, uriașă. Era undeva maxim trei metri, cu un metru mai mare decât barbu, da? Imaginați-vă, de barbu cu mâna ridicată, acolo erau Păi așa, barbule. Acolo-s doi ochi. Fă și cu degetele să vadă frații. Acolo-s ochii, da? A, cam pe acolo. Deci nu s-a ceași uriaș. Că mulți s-au zis, da, frate, tot, dar și după potop au fost uriași. Nu, n-a rămas niciun uriaș de ăla, pervertit, undeva pe vreun munte, pe muntele Ararat sau prin altă parte. Deci Biblia, repet, se explică pe ea însăși. Și zice aici, în acele zile, versetul 6, în acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă, pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur, fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Vedeți, sunt niște făpturi, atenție, pe cap avea un fel de cununi care păreau din aur, fețele lor se mânau cu niște fețe de oameni, oameni buni. Dacă ne uităm în Geneza 6, Biblia ne spune că fiii lui Dumnezeu și-au ales dintre fetele oamenilor și-au părăsit întrebuințarea. Dumnezeu a creat îngerii să-l slujească pe el. Amin? Asta, este, asta e întrebuințarea lor. Faptul că îi vedem pe, îngeri descriș, pe îngerii căzuți de și altfel, zice, pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Ei mai aveau ceva din înfățișarea cu care Dumnezeu i-a creat. Că de zice Biblia, fiului lui Dumnezeu, adică făpturile create de Dumnezeu înainte să creeze pe bărbat și pe femeie în grădina Eden. Deci sunt niște făpturi angelice care au mai păstrat un pic din slava angelică. Dar, dar pervertirea în duh care li s-a făcut este foarte mare. Ia uitați aici. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Imaginați-vă un pic. Ok, aș vrea să facem un exercițiu de imaginație. Vă rog frumos să închideți ochii. Închideți cu toți ochii și aș vrea un picuț să vă imaginați ceea ce citesc eu aici, da? Fiecare cu puterea imaginației lui. Dacă aveam o foaie și un creion, v-aș fi dat fiecăruia câte o foaie și un creion să desenați cum arată, cum, cum arată pentru voi făptura asta. Și o citesc. Lăcusele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Lăcuste ca niște cai. Deci o hibridizare între lăcustă și cal. Imaginați-vă. Pe capete aveau cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Deci lăcusta asta, corpul de lăcustă cu cal avea față de om și cu pe cap. Aveau părul ca părul de femeie, deci aveau păr lung. Chipurile astea de oameni aveau păr lung, cu nuna pe cap și, atenție, din gură le ieșea ca niște dinți de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor... Imaginați-vă un o armată fără număr de lăcuste gigantice cât un cal Asta se întâmplă, este forma fizică pe care Dumnezeu îngăduie ca acești dragi care și-au luat cândva formă să o rea. Asta îmi spune cartea Apocalipsa. Nu la voia întâmplării, Ioan îmi descrie lucrurile acestea, atenție, pe care le vede în lumea fizică, pentru că aceste făpturi îngrozitoare sunt cele care chinuie fizic niște oameni aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri și în cozile lor stăteau puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evrește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apolion. Abadon și Apolion înseamnă distrugător. Și acesta este un domn al dracilor, care și el a fost, e liderul lor, care și el a fost ascuns acolo. Că de-aia Biblia ne spune, există căpetenii, domnii, stăpâniri și duhuri ale răutății. Se pare că Abaddon este o căpetenie demonică sau o stăpânire și o domnie demonică care a condus această, această pleiadă de duhuri spre întrupare și spre distrugerea cu scopul de a distruge rasa umană pe care Dumnezeu a salvat-o în geneza șapte prin potop. Și continuă cartea Apocalipsa aici. Câți de aici, oameni buni, credeți că Biblia și ce v-am spus până acum este real? Lucrurile s-au întâmplat. E ca și cum uh, un veteran de război începe să povestească nepoților ce s-a întâmplat în război și copiii se uită și zic, „Ah, bre, tataie, că exagerezi. Mi-aduc aminte că tataie care a murit, Dumnezeu să îl binecuvinteze, că a murit ca un om al lui Dumnezeu, a murit mântuit, ne povestea că în satul în care el a copilărit, un sat de lângă graniță, de lângă prut, în satul acela, trecând prutul, au intrat rușii. Și el era flăcău, era tinerel, era adolescent spre tânăr, când rușii au făcut un pluton de execuție și au vrut să execute pe toți Tinerii pe care i au prins din sat. Și atras tras în ei, au omorât cât de mulți au putut, însă pe Tataie a căzut unul împușcat, la Tataie s-a prefăcut mort, a căzut ținând cadavrul acela în fața lui și așa a supraviețuit. Și a trăit 83 de ani. Asta ne povestea când eram copii și noi ne uitam la Tataie. Aveam impresia că tata ne povestește ceva. Bă, n-are cum, prei. Hey, la ce film de pe Netflix te-ai uitat? Vești noi de în linia întâi, cum era filmul ăla? Te-ai uitat la ăla cu uh, Dunkirk, salvat soldatul Ryan, toate astea. asta ne uităm noi acum, dar tata le-a trăit. Tata a trăit asta. E, lucrurile s-au întâmplat, s-au întâmplat și se vor mai întâmpla. Biblia este reală. Biblia este cât se poate de adevărat. Și asta este prima judecată pe care apostolul Petru și ne întoarcem la Petru. Este prima judecată pe care apostolul Petru o uh, uh, spune. Dar mai e ceva, mai e ceva. Pentru că vreau să vă mai lămuresc un pasaj din Scriptură, un pasaj foarte greu, foarte greu, din Scriptură, asupra căruia foarte mulți ani am avut și eu semne de întrebare. Și o să vă citesc acest pasaj din, tot din Petru. Petru, oameni buni, se ține de învățătură tare. Sunteți de acord cu mine, da sau nu? Ne-a dat un verset și ne-a băgat în toată Biblia. Ne-a dat un verset de a trebui să ne plimbăm de la Geneza până la Apocalipsa ca să aflăm, atenție, ce-a vrut să zică prin versetul ăsta cu demonii legați? Cu îngerii legați. Nici nu-i numește demoni. Pentru că daimonion este practic îngerul căzut care rămâne bineînțeles, îngăduit de Dumnezeu pe pământ ca să lupte cu rasa umană, cu omul. Vedeți? Îngerii legați nici nu sunt numiți daimonion. Sunt numiți îngeri căzuți care sunt legați în întuneric și despre care v-am spus, ei ar fi singurii care sunt legați în fântâna adâncului și care l în fața lor pe Apolion, Abadon și care îi va conduce în cea de-a patra urgie, sau a cincea, nu? A cincea urgie, mulțumesc, uite cine a fost atent, sau atentă, cea de a cincea urgie care va veni pe pământ. Deci, îngerii legați vor conduce a cincea urgie care va veni pe pământ. Nu vă spun eu asta. N-am citit în, nu știu ce, broșură a vreunei secte. Eu vă spun lucrurile astea din scriptură, e adevărat, da, sau nu? Acum vă mai pun o întrebare, că mi-au venit și mie întrebări. I have a question. Adică ei, nu eu, omul păcătos care nu se pocăiește, nu se întoarce la Hristos și nu acceptă ca păcatele să-i fie iertate prin Hristos, oamenii ăștia, păcătoșii ăștia, neiertați că n-au vrut ei, ajung în iad împreună cu fapturile astea, voi ce ziceți, da sau nu? Câți credeți că oamenii păcătoși care nu acceptă iertarea prin Hristos și nu se lasă de păcatele lor, ajung în iad fix cu făpturile astea? Mâna sus, câți credeți asta? 100%. De ce 100%? 100% pentru că Hristos ne răspunde și ne spune în Matei 25 cu 41, Mădălina. Matei 25 cu 41 ne spune așa. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, ce? blestemaților în focul cel subliniați veșnic, vă rog frumos. A, a, veșnic, cuvântul ăsta veșnic folosit de multe ori de Isus Hristos, de zeci de ori, este pentru ăștia care zic că nu există iad și că iadul nu e veșnic. Trebuie să fii foarte îndoctrinat într-o direcție greșită ca să-ți scape din vedere faptul că iadul există, că este veșnic și că e un chin veșnic. Bineînțeles, Iadul a fost creat în primă fază, Iisus Hristos ne zice asta, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Vedeți ce urmează după diavolului? Îngerilor lui. Adică îi bagă pe toți și îngerii legați care vor fi și de ce vor fi eliberați din fântâna aia Tartar, pentru că fântâna aia Tartar este temporală este pentru o vreme, este un loc de așteptare, o locuință a morților, a demonilor legați. Noi când scoatem dracii, și trimitem în adânc, acolo îi trimitem, în tartar. Mă auziți? Iisus a trimis oameni, oameni pardon, demoni în tartar, în adânc. A trimis sau nu a trimis? Zice, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, adică ai venit să ne arunci în tartar unde e întuneric și groază și lanțuri și unde suntem ținuți și stăm. Dacă omul, atenție, ființa umană care moare, să în așteptare, în adormire, ne zice Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen 4, zice, toți cei ce au adormit în Hristos, da? au adormit, oamenii nu sunt treji acum. Tu dacă mori acum, zi Doamne ajută, <laughs> Păi nu așa zice Biblia. Ați râs. Nu așa zice Biblia. Zice, dacă mor, ce? Ce e? Mare pacoste. Zice, dacă mor un câștig. Și dacă trăiesc, asta e. Mai trăiesc în Hristos o vreme. Pavel zice, dacă mor e un câștig. Da? Adică, cu alte cuvinte, Doamne ajută. E, tu dacă mor, eu dacă mor acum, ce se întâmplă cu mine? Eu nu stau plictisindu-mă în locuința morților și ascultând live-urile de la Profides. Mamă, bă, Daniele, aici trebuia să șapte puncte. Mamă, bă, Adi, bă, aici, bă, care se mai, s-o mai ridica pe aici. Bă, ce faceți, mă? Bă, Daniele, cum ții mă închinarea? Valentino, bagă sol acolo. Gabrielu. Da, nu, că ea vine repede după mine, că așa a zis. Eu nu mă plictisesc. Nici nu, asta explicam unui om la Ștejghia, când v-am povestit că azi am stat jumătate de oră cu un domn de la care am cumpărat mâncare și am explicat că el m-a întrebat, tu, tu te închini la, la mort? Și am zis, nu, pentru că e spiritism. Tu te închini la sfinți? Și am zis, nu, nu mă închin la sfinți pentru că este spiritism. Pentru că oamenii care mor, chiar și sfinții, merg în adormire. Că de-aia și ei zic adormirea Maicii Domnului, dar uită! E adormirea! Nu ziceți-mă voi adormirea, mai ci Domnului, bine, dacă a adormit, ce-o mai scol, că n-ai cum. Biblia zice, adormiți în Hristos. Ei intră într-o stare de adormire până când vor fi treziți întâi Sfinții și înălțați în Văzduh cu răpiții, și apoi vor fi treziți în viață pentru judecata finală și morții care n-au murit în Hristos. Asta e ordinea și asta ne zice Biblia. Deci niciun sfânt nu poate să-ți răspundă. Dacă Iisus trezește doi sfinți, pe care i-a trezit? Ziceți voi, pe care i-a trezit? Pe Ilie, pe Ilie, pe Ilie am luat-o pe moldovenește, dovenește. Ilie și, și pe Moise. Pe Ilie și pe Moise, dacă i-a trezit pe cei doi, i-a trezit ca mostră a puterii lui de a scoate din locuința morților, mă auziți? I-a luat de acolo. I-a luat de acolo a vorbit cu ei ca dovadă că Isus Hristos are putere și stăpânire peste locuința morților. Însă nimeni nu are nevoie, pardon, nici nevoie și nici voie, <gătă> n-am greșit, nici nevoie și nici voie să acceseze locuința morților pentru că e interzis de Biblie. Petru nu mai răspunde, Pavel nu mai răspunde. Și explicam acestui om și vreau să înțelegeți și voi. Dacă eu mă rog la Petru acum, Aici, la Profides, sunt Romexpo, Bulevardul Mărășei, 65-67. Cătălina se roagă în drumul taberei la Petru. Anca se roagă la Petru în unde stai tu, Pipera, vis-a-vis -vis de Becali. Dau un exemplu. Doamne ajută, n-ai zis. Ok, Ciprian se roagă în militar, Sorin se roagă în uh, ferentar. Nu știu de ce. Ce ai zis, Doamne ajută sau Doamne ferește? Să fie după credința ta? Uh, asta înseamnă că noi toți îi dăm Sfântului Petru puteri dumnezești. Cu ghilimelele de rigoare îi dăm. ce îl facem pe Sfântul Petru? Da, da, mai mult decât mijlocitor. Ce atribute îi dăm noi, deși nu avem nicio putere, Sfântului Petru? Îl facem ce? Omniprezent? E omniprezent Sfântul Petru, da sau nu? Nu! Îl facem omnipotent? Este omnipotent, da sau nu? Nu! îl facem a toate știutor, este sau nu este. Nu! Cine singur are atributele astea? Isus Hristos! El nu e Dumnezeu! Dar mă întreabă domnul ăsta, hai mă, dar nici la Maria nu te închin. Zic, a fost om! O respect, o iubesc, abia aștept să o întâlnesc, dar a fost om! Teotocos, purtătoarea de Dumnezeu! Nu are rang de Dumnezeu! N-a fost în Dumnezeită. Nu ne zice Biblia că a fost în Dumnezeită. Ștefan, când a murit, n-a văzut-o pe Maria la dreapta lui Dumnezeu. L-a văzut pe Iisus la dreapta lui Dumnezeu. Pe singurul. Acum vă mai pun o întrebare pe care am primit-o și eu din popor. Frate Toni, dacă mor oameni și văd cerul, raiul, ei acum l-au văzut? Că Biblia ne zice că au adormit. Că tu te duci în adormire, nu în rai când mori. E adevărat da, sau nu? Cum au văzut ăia? -o? O, o lumină, raiul, ce frumos este dincolo. Vreau să vă spun un lucru. Este foarte simplu dimensiunea timpului e doar pe pământ. E doar la noi aici. Timpul e la noi aici. Noi trebuie să așteptăm, trebuie să stăm, trebuie să împlinirea vremurilor. Însă omului îi se poate revela destinația. Că de -aia unii când mor, și n-au murit în Hristos, văd groază, văd îngerul uh, uh, care îl duce în iad sau îl duce în, în, în locul ăla departe de Dumnezeu. Și alții care văd lumină, văd slavă. Lumina, slava, acum o lumină specială pe care o primesc. Vă dați seama că și locul de așteptare. Evreii aveau Sheol, locuința morților, și sânul lui Avram. Ați înțeles? Acum, diferența, repet, este scurcircuitarea acestui timp. Pentru că tu dacă dormi 8 ore, nu ești conștient. E adevărat da, sau nu? Pe mine, dacă mă ții treaz 8 ore fără să nu fac nimic, credeți-mă că cred că ar fi cel mai mare test din viața mea. Dar dacă le dorm 8 ore, nu simt. Uite, așa mă trezesc. Când mă trezesc după ce am dormit 8 ore, am impresia că n-am dormit deloc. V-ați trezit vreodată după 8 ore și a zis soției, da, n-am dormit Toată noaptea de unde că ai sfărăit? Toată noaptea m-am chinuit de unde? Că te-ai trezit tu un minut și ai avut impresia că n-ai dormit toată noaptea. Ai sfărăit? E, mulți, repet, care, cărora li se revelează destinația finală, practic Dumnezeu le arată și știu, mulți au, au văzut raiul, de exemplu, au fost mărturii din rai, au fost mărturii din iad. Și mulți se întreabă, dar frate Toni, astea vor fi după judecată raiul și iadul. Dumnezeu le poate revela. Dumnezeu poate să scurcircuiteze timpul și le poate revela. El are puterea asta. Dumnezeu să fie glorificat. Eu știu că mai avem multe întrebări. E adevărat da, sau nu? La unele nu vom găsi răspuns. Da? La unele vom afla răspuns dincolo. Dar sunt explicații pe care Biblia ni le oferă. Așadar, oameni buni, Închei primul punct și trec repede prin următoarele două, spunându-vă că, din păcate, oamenii vor fi aruncați împreună cu demonii și cu îngerii legați în același loc. Și acela este iadul. Și n-aș vrea să fie acolo. Cât de aici ați simțit prezența unui demon în viața voastră? Mâna sus. În jurul vostru, atacându-vă, o prezență, o entitate rea. Câți de aici ați fost într-un loc bântuit? A dormit fratele meu John într-o cameră de hotel, undeva pe la Roma, nu știu pe unde. S-a dus la ghișeu, i-a dat camera numărul, dau un exemplu, 8, 9, cât era. Era John în cursă, a deschis ușa, s-a dus să-și facă treburile și el, ca orice om, deodată vede că se apasă clanța, dar la ușă din cameră, nu de afară. A crezut că ei se pare. Mai vede odată, se închide ușa, era o prezență stranie, de, 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 de nu puteai să stai în camera. Să ce la recepție, domnule, ce cameră mi a dat? A, s-a sinucis unul acolo. <laughs> a predat cheia, s-a dus frumos, s-a dormit în mașină. Nu mai întreb în niciun hotel, nimic. Domnule, vă dă în cameră, nu stai liniștit. Acum, întrebarea mea este, ce spirit era acolo? Era spiritul omului sinucis? Sau dracul care la a și l-a pus pe omul ăla. Spiritul, repet, nu rămâne pe pământ nici cum zic unii de prin România că 40 de zile se învârte pe lângă casă și vizitează pe prieteni și pe neamuri. Și pune uh, cârpă pe oglindă că îl vezi. Știți faza, nu? Și apă la geam să mai bea și el, să mai lipe. Auzi la geam. Ioane, tu ești! Oare ce tu bei apă, fată? N-ați vrea experiențe de asta, credeți-mă. Nu, să lipăie marci marcica apă la geam. Ionele, mă vizitez. Nu. Deci așa cea nu există. Sufletul când a murit se duce direct în așteptare, în adormire. Ce rămâne și bântuie neamurile, rudele, camera, sunt dracii da, care au avut să lași în locul acela. Și sunt demoni care uh, posedează și locuri. Și Biblia ne zice despre lucrul acesta. Așadar, oameni buni, asta este realitatea scripturii. Asta este realitatea scripturii, nu alta. Eu vă cer și vă rog în numele lui Isus Hristos, puneți-vă la adăpostul Domnului, că e tare bine lângă Hristos. Nu vă doresc nici să fiți încercați în urgia cincea, bine, mai sunt până la cinci, vreo patru, și nici alea nu sunt ușoare. Și mai sunt după cinci încă două. Și nici alea nu sunt ușoare, ci steribile și am predicat despre ele. Da? Necazul cel mare și urgiile căutați predica aceasta. Nu vă doresc nici destinația finală, nici cât era, Matei 25 cu 41. Plecați de la mine blestemaților! Că nu v-am cunoscut niciodată. Plecați de la mine, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui va fi o mare reunire în iad între diavol, șarpele cel vechi, îngerii legați care vor chinui la cea de-a cincea urgie, demonii care au avut diferite întrebuințări și supușii și ascultătorilor. N-aș vrea să fi dintre ei. Amin? Dumnezeu să te ferească și să te păzească. A doua judecată menționată și trec repede prin ele, vă promit, zice, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă au sândit el, apoi judecata a treia, dacă au sândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Și continuă cu scăparea. Oameni buni, vreau să vă dau câteva vești bune. Niciuna dintre aceste judecăți nu s-a întâmplat până când Dumnezeu nu și-a extras poporul. Slavă Domnului că în cer nu-i guvernul României care să-ți ceară la tarom 350 de euro să te scoată. Amin, a zis cineva. Dumnezeu își cunoaște copiii pe nume și îi va chema pe nume. Nu o să zic că Biserica Profirez, Sfânta Treime, Maranata și Golgota. Hai! E, ce bine ar fi! Că știți cum s-ar umple aici? Uuu, uh, full ar fi! Nu, o să fim chemați individual. Toni Adrian Berbece. 37 de ani, 93 de chile, asta nu mai trebuia să spun, 3 milioane 754. Nu de viuri, de fire de păr. Nu zice Biblia că Dumnezeu ne știe toate firele de păr? La Ciprian? <laughs> o să le numere pe alea din barbă. <laughs> Aici o să fii mult sub mine, Cipriane. Dacă mai rămâne și mie ceva până atunci la Marian la fel, ușor de numărat. O să fiți câțiva care o să dați puțină treabă lui Hristos, dar o să ne cheme și după numerele de fire de păr din cap. Ne știe Hristos pe toți. Și știți ce mai numără Hristos? Mai numără lacrimile. O să-ți știe toate lacrimile pe care le strânge în Burduf. Sunt atât de mulți oameni care vor problemele toate rezolvate aici. Toate. Însă, Biblia îmi spune că există și o cruce pe care trebuie să o porți. Și Hristos îți va ușura spatele în ziua aceea și îți va lua crucea. Amin? Îți va lua crucea. O să zică, gata, Tony, pe asta mi-o dai mie. Gata, frate, Marian, Marius, gata, sora, pasta o iau eu de aici. O să ne cheme Hristos pe nume, cum așa de mult îmi place Geneza 7 cu, 1, 7 cu 1, Mădălina, Geneza 7 cu 1, cu 1, spune atât de frumos, Domnul a zis lui, zice sare, Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, că am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni, oameni buni, vreau să vă spun ceva. Lui noi i-a fost incredibil de greu să se păstreze curat, foarte greu, foarte greu. Câtă silnicie, cât păcat vedea omul ăsta, eu cred că Lot n-a văzut niciunul la sută în Sodoma și Gomorra. Și cu toate astea, cu toate astea, noi este chemat. Isus Hristos și aici vreau să fie șocul pentru cei care încă mai stau pe gânduri. Știți că Isus Hristos în Matei 24, de la 37 la 39, nu descrie deloc starea de păcat în care se afla lumea dinainte de potop. Eu aș fi vrut, când am citit prima oară textul ăsta, aș fi vrut să fie mai lung. Aș fi vrut ca Isus să ne spună ce se întâmpla în vremea lui noi și ne zice cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma, adică la fel, se va întâmpla și la venirea fiului omului. Și mă gândeam, când am citit prima oară, eram copilaj, mă gândeam că o să urmeze o pleiadă de fapte de o cară nelegiuite, scârboase și o să fie descrise acolo. Ăia făceau, ucideau, avorturi, nenorociri, violuri, tot fel de prăpădenii. Dar Isus nu se referă la niciunul dintre păcate. Și ce zice Isus? Versetul următor, 38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat cine? Noi în corabie. Versetul 39. Și n-au știut, ce? Cât au știut? Nimic, până când a venit potopul. Și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. La fel va fi. Și e, e, singura referire pe care Hristos o face cu privire la sfârșitul lumii, din, îl comparând cu, 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 potop. Și zice, va fi la fel. Adică cum? Subit. Subit. Toată prăpădenia va începe deodată. Și mi-am notat aici și cu astea închei. Cinci de nimeni. Și ascultați-mă bine. Cinci de nimeni. Nimeni N-a putut să se scuze că n-a avut model de viață neprihănită. În pot, înainte de potob l-au avut pe Noe. Sodoma l-a avut pe Lot. Apocalipsa a avut biserica. Pe tine. Pe mine. Nimeni, punctul 1, n-a putut să se scuze că n-a avut model de viață neprihănită. Nimeni n-a putut să se scuze că n-a știut despre judecata care urma să vină. Tu care stai aici și care ești afară să păcătuiești mai apoi. Ai avut unul aici care a strigat la tine că dacă nu te pocăiești, te duci în același loc cu îngerii și demonii diavolului. Ai avut unul care a strigat și a auzit pe internet și e imposibil să nu fi auzit că Isus zice și atenție, va veni Hristos, va reveni Hristos când Evanghelia va fi vestită tuturor făpturilor. Dar știți care este Evanghelia? Nu trebuie să citească toată lumea Biblia. Nu asta înseamnă ci să li se spună tuturor, dacă nu vă încredeți în Hristos, singurul salvator, în iad ajungeți. Asta este Evanghelia. Asta este Evanghelia. Ascultați-mă bine ce vă spun. Evanghelia este asta. Vestea bună că Isus te poate salva de iad. Vor ajunge în rai oameni care n-au citit niciodată Biblia. Vor ajunge în rai oameni care n-au avut niciodată Biblia. Cum? Oameni din vremurile noastre, știți cum? Au văzut pe internet un filmuleț scurt, în care unul le-a zis, Hristos este scăparea ta. Și s-au uitat spre cer și au zis, Doamne, dacă Tu ești, te vreau. Și ei ajung în rai. Asta e Evanghelia. Asta e Evanghelia. Asta e vestea bună. Nimeni dintre cei păcătoși n-a putut fi ales când judecata a fost decisă. Deci, atenție, când judecata a fost decisă, eu vă întreb, judecata din vremea lui Noe, când a fost decisă? Când s-a închis corabia sau când Dumnezeu a zis lui Noe, construiește o corabie? Vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru. Când Dumnezeu zice gata, chiar dacă pământul va continua o vreme, tu nu vei mai putea face nimic. Când vor apărea semnele în cer, va fi prea târziu pentru tine, mă auzi? Că de zice, deodată când vor începe să apară urgiile, când vor începe semnele pe cer, mi îmi spune Iisus Hristos în Matei 24, îmi zice în felul următor. Oamenii vor începe să țipe, munților, prăvăliți-vă peste noi, va fi prea târziu. Când semnele vor apărea, va fi prea târziu să te mai pocăiești. Va fi prea târziu. Pocăința este acum. Oricine va striga numele Domnului acum, cât se mai strigă astăzi. Nu mai ai timp după aceea. Nu mai e timp. Deci, dacă Dumnezeu decide, gata, tu nu te mai poți întoarce. Tu va trebui să rămâi și să suferi. Nimeni dintre cei păcătoși, punctul 4, n-a știut când va veni judecata. Nimeni, ce ne-a zis Isus. Și nimeni n-a mai putut fi salvat când a venit. Nimeni. Deci, nimeni n-a mai putut să fie salvat când Dumnezeu a hotărât. În cei 100 și ceva de ani. Cât Noe a construit corabia, știți ce este ciudat? Că Noe n-a mai pocăit pe nimeni. E adevărat da, sau nu? 120 de ani, zice, nu știu dacă ați văzut versetul acesta care zice așa, cel mai, cu ghilimelele de rigoare, cel mai slab propovăduitor din lume, știți care este? Noe. Cel mai slab propovăduitor din lume este Noe. Dar o spun slab, cu ghilimelele de rigoare, pentru că Dumnezeu a hotărât nimeni. Gata! Dă-te rog frumos 2 Petru 2 cu 5 Zice, dacă n-a cruțat el lumea veche ce a scăpat pe noi, virgulă, și sublinează în Biblia ta, acest ce? Propovăduitor al neprihănirii. Știți cât timp puteau să se mai întoarcă oamenii la Dumnezeu? Înainte să-i zică Dumnezeu, fă corabia. Puteau să se mai întoarcă. Dar după ce Dumnezeu i-a zis, fă corabia, o sută și ceva de ani, nimeni nu s-a mai întors. Va fi o perioadă când nimeni nu se va mai putea întoarce. Dacă se mai strig gaz de la învoane și uitați-mă că eu sunt mai mereu răgușit, nu știu dacă ați observat asta, eu mai mereu am gâtul inflamat, mai mereu umblu cu bomboane la mine, bomboane de gât. Mereu soția știe că am în haine, am în veste, am în buzunare, am în ghiozdan, am în cutii și am consumat munți de bomboane de gât. Și știți de ce? Nu că la nevastă, că la nevastă nu-mi permit să-i zic nici pâs. Că nu-mi permit, că vreau să dorm bine și liniștit, și la căldurică, cu ciorba fierbinte. Aleluia, ce cineva, aleluia. Soluția e nu țipați la nevest. Merită, frate, aleluia să știi că merită. Oameni buni, răgușala pe care o am este că strig la voi: Întorceți-vă la Hristos! Întorceți-vă la Hristos! Vreau să ne ridicăm în picioare. Și din nou te pun să alegi. Din nou te pun să alegi. Cu cine vrei? Cu Hristos sau cu Diavolul? Diavolul te minte. M-a sunat astăzi o tânără și mi-a spus, frate, Tony, asta e, mă duc în lume, dar nu mai vreau să aud de mama, de biserică asta e, mă duc în lume m-a cuprins un fior și am spus, fată dragă vină la Hristos, că nicăieri nu-i mai bine nu te lega cu blestem dacă ne uităm în Petru Petru zice N -n 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 eu nu mă pot abține mă tot în... am închis Biblia, dar de o deschid din nou eu nu mă pot abține versetul 14 2 Petru 2 cu 14, te rog frumos Mădălina și Mădălina a închis Biblia i-a dat tics acolo mai pune odată mădălina. 2 pentru 2 cu 14. Le scapără ochii de prea curvie. Și nu se satură de ce? De păcătuit. Momesc sufletele nestatornice. Au inima De, au inima deprinsă la lăcomie. Sunt ce? Niște blestemați. Și ce înseamnă blestemat? Incapacitatea de a te mai întoarce vreodată. Ai două direcții. Ori spre duceți-vă de la mine blestemaților sau veniți la mine binecuvântaților. Ai două direcții. Aș vrea să-ți alegi una chiar acum. Vrei să fii blestemat sau vrei să fii binecuvântat? Dacă vei fi blestemat, vei fi chinuit și vei moșteni iadul împreună cu îngerii căzuți și cu diavolul. Și dacă alegi binecuvântarea și pocăința, vei moșteni cerul cu Hristos. Ai două direcții pe care o vrei. Pe care o vrei. Vreau să ne rugăm din inimă și să spunem, Doamne, vreau cerul. Vreau cerul. Vreau să mă numești binecuvântat, niciodată blestemat. Vreau să fiu al tău pentru totdeauna. Mai mult de atât vreau și casa mea. Dacă noi, dacă Rahav, și au putut lua casele cu ei Vreau să-mi iau și o casă Vreau să-mi iau copilăși, Vreau să-mi iau soția Și vreau să ne numești pe toți pe nume Vreau să ne numești pe toți pe nume Mijlocește pentru tine Și pentru casa ta Și alege calea binecuvântării Căci lumea Va trebui să împlinească Scripturile Și scripturile pe care astăzi le-am citit Se vor împlini foarte curând vino Doamne Isuse. Vino Doamne Isuse.